numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, astăzi vom asculta la Evanghelie scena schimbării la față a lui Iisus. Probabil apostolii care îl urmau pe Iisus și auzind că trebuie să sufere multe și să moară pe cruce, erau descurajați, de aceea le îngăduie aceste câteva clipe de strălucire pe muntele Tabor. Și noi suntem de multe ori încurajați în drumul nostru, mai ales în purtarea crucii noastre, de momentele de fericire și de bucurie sufletească pe care ni le dăruiește Dumnezeu. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm, Dumnezeule, care ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul Tău iubit, întărește inimile noastre cu hrana cuvântului Tău, ca purificându-ne privirea lăuntrică să ne putem bucura de vederea gloriei Tale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Genezei. În zilele acelea, Domnul i-a spus lui Abram: ieși din țara ta și din neamul tău și din casa tatălui tău spre țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta și voi face mare numele tău și vei fi o binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta, iar pe cei care te vor blestema, îi voi blestema. Și prin tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului.
Abraham a plecat după cum i-a spus Domnul. Cuvântul Domnului. Fie, Doamne, mila Ta asupra noastră, precum și noi am sperat în Tine. Fie, Doamne, mila Ta asupra noastră, precum și noi am sperat în Tine. Drept este cuvântul Domnului, și toate lucrările sale sunt vrednice de crezare. El iubește dreptatea și judecata, pământul este plin de bunătatea Domnului. E Domnul. Iată, ochii Domnului sunt îndreptați spre cei care se tem de El, spre cei care nădăjduiesc în mila Lui, ca să scape de la moarte sufletul lor și să-i hrănească în timp de foamete. Sufletul nostru îl așteaptă pe Domnul, pentru că El este scutul și apărătorul nostru. Fie, Doamne, mila Ta asupra noastră, precum și noi am sperat în Tine. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubitule, suferă împreună cu mine pentru Evanghelie, după puterea lui Dumnezeu, Cel care ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci pentru planul Său și pentru harul pe care ni l-a dat în Hristos Iisus, mai înainte de începutul veacurilor, dar care acum a fost descoperit prin arătarea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a făcut să strălucească viața și nemurirea prin Evanghelie. Cuvântul Domnului. Tatălui din nor spunea, acesta este Fiul meu cel iubit, ascultați de El. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei.
În acel timp, Iisus i-a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, i-a dus deoparte pe un munte înalt și i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele lui au devenit albe ca lumina. Și iată că le-au apărut Moise și Ilie, care vorbeau cu Iisus. Petru, luând cuvântul, i-a spus lui Iisus: Doamne, e bine că suntem aici. Dacă vrei, voi face aici 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când încă mai vorbea, iată că i-a învăluit un nor luminos și iată că un glas din nor spunea: Acesta este Fiul meu cel iubit, în care este mulțumirea mea. Ascultați de El. Auzind, discipolii au căzut cu fața la pământ și s-au înspăimântat foarte mult. Dar venind Iisus și atingându-i, le-a zis: Ridicați-vă și nu vă temeți. Ridicându-și ochii, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când coborau de pe munte, Iisus le-a poruncit: Să nu spuneți nimănui ceea ce ați văzut, până când Fiul omului nu va fi înviat din morți. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Preasfințite Aurel, dragi părinți concelebranți, dragi și iubiți credincioși, dacă stăm bine și ne gândim, viața noastră este înconjurată de tot felul de schimbări, iar aceste schimbări văzute din mai multe puncte de vedere. Dacă vedem aceste schimbări din punct de vedere fizic, noi oamenii ne expunem, mai ales trupul nostru, unor fel și fel de schimbări, fie prin machiaje, fie prin produse cosmetice, fie prin diferite tehnici chirurgicale, fie prin diferite haine pe care le cumpărăm sau măști pe care le purtăm cu diferite ocazii. Din punct de vedere politic, cred că nu mai este nevoie de nicio explicație. Dacă judecăm aceasta din punct de vedere psihologic, emoțional, vă propun să luăm câteva imagini și să ne gândim la acea soție sau la copii care își așteaptă soțul sau tatăl venind dintr-o țară îndepărtată unde lucrează. Cu siguranță înfățișoarea lor se va schimba atunci când își vor vedea tatăl sau soțul. Să ne gândim la acel student, la acea studentă sau la acel elev care după o pregătire temeinică ia o notă bună și cred că la fel îi se schimbă înfățișarea. Dar sunt și momente mai neplăcute din viața noastră când chipul nostru este mai puțin luminos și mai mult întristat. În acest timp al postului mare, iubiți credincioși, cred că fiecare dintre noi a pornit pe acest drum cu gândul de a schimba ceva în viața lui, în viața noastră, a fiecăruia dintre noi, cu gândul de a schimba acele ziduri pe care le-am creat în poduri, cu gândul de a ne lua diferite angajamente în această direcție și mai ales cu gândul de a dezlega nodurile din viața noastră care nu ne lasă să-L vedem pe Iisus. Se povestește că odată un dulgher și discipolul lui au plecat într-o plimbare spre o pădure. Acolo dulgherul, fiind obișnuit și cunoscând foarte bine diferitele tipuri de lemne, i-a arătat discipolului un stejar foarte frumos, un stejar falnic, un stejar înalt. Și văzând aceasta, discipolul l-a întrebat pe dulgher:
Maestri, dar de ce acest copac atât de frumos, atât de falnic, încă nu a fost tăiat, încă nu a fost folosit? Dulgherul s-a apropiat de discipolul lui și a zis: nu a fost tăiat încă pentru că el este inutil, nu ajută la nimic în construirea diferitelor obiecte, este plin de noduri, este plin de cioate, este cioturos. Iată, iubiți credincioși, ce avem de învățat de la această povestioară? Degeaba ne străduim să facem schimbări exterioare în viața noastră, să arătăm cât mai frumos asemenea acelui stejar, dacă nu ne străduim ca adevăratele schimbări să le facem în interiorul nostru. De fapt, adevăratele schimbări pornesc din interior spre exterior, iar exteriorul va deveni luminat, va deveni frumos de aceste schimbări. Dacă duminica trecută asistam la acea scenă a pătimirii lui Iisus, iată că în această duminică, a doua din timpul postului mare, liturgia ne cheamă să facem un salt pe muntele Tabor, muntele schimbării la față a lui Iisus Hristos. Acest eveniment al schimbării la față este ca o pregustare a învierii, este ca o previzualizare a acelui mare eveniment pentru care ne pregătim. Într-o carte de a sa, Sacrul și Profanul, Mircea Eliade dezbătea acest subiect al muntelui și am să mă opresc asupra câtorva cuvinte pe care el le folosea. Spunea el: muntele este cel care leagă sacrul de profan. Muntele este cel care leagă cerul de pământ. Muntele este acel axis mundi sau axa lumii care leagă omul de Dumnezeu. Am văzut că pe acest munte, pe muntele Tabor, în fața lui Petru, Iacob și Ioan, apare Domnul transfigurat, plin de lumină, plin de slavă. Și iată, iubiți credincioși, ce imagine frumoasă! Discipolii stau împreună cu maestrul lor, ei singuri, într-un climat de pace, într-un climat de tăcere, de emoție și de uimire. Iată, aceste patru cuvinte caracterizează, de fapt, întâlnirea noastră cu Domnul. Fiecare dintre noi, la un moment dat sau altul, suntem chemați să facem această experiență a Taborului în viața noastră. Suntem chemați să trecem printr-un asemenea moment de singurătate, noi și Iisus, eu și El. El mă privește și eu îl privesc. Privirea Lui, să știți că ne pătrunde, ne liniștește și ne spune mereu că nu suntem singuri, suntem mereu în doi. Dragi și iubiți credincioși, oare de când nu am mai stat singuri cu Iisus? Oare de când nu ne-am mai lăsat alimentați de privirea lui Iisus, de strălucirea și de lumina Lui? Într-o societate, de exemplu, dacă luăm cazul unor automobile, acestea funcționează pe baza alimentării lor cu combustibil. Diferitele aparate electrocasnice funcționează pe baza alimentării lor la o sursă de energie electrică. Noi, iubiți credincioși, ne trăim viața de fiecare zi dacă suntem alimentați de această privire a lui Hristos, de această lumină a lui Hristos. Pentru că dacă nu suntem alimentați de aceasta, devenim asemenea unor păpuși, să spunem așa, cu o cheiță la spate, pe care o învârtim, merge câteva secunde, câteva minute, apoi rămâne în același loc, nu se mai mișcă. Iată de ce avem nevoie să fim mereu alimentați de privirea lui Iisus Hristos, alimentați de întâlnirea noastră cu Iisus Hristos. Faptul de a sta cu El reprezintă, de fapt, scopul pentru care noi am fost creați, fiindcă numai cu El suntem ceea ce suntem,
și anume fii ai lui Dumnezeu. Vă invit să sporim aceste momente de intimitate cu Iisus, momente în care să-i spunem necazurile noastre, să-i spunem problemele noastre, să ne descărcăm amarul, dar și să-i spunem bucuriile pe care le-am avut, așteptările, speranțele noastre, să ne lăsăm pătrunși de splendoarea luminii Lui, să lăsăm ca exteriorul nostru să fie transformat de interior. Iisus, prin această scenă a schimbării la față, prin acest eveniment, vrea să le dea discipolilor și fiecăruia dintre noi o lecție de viață, un semn care să le permită să reziste în fața încercărilor care aveau să urmeze. Iisus știa foarte bine că ucenicii aveau încă o mentalitate greșită. Ei încă așteptau un Mesia războinic, un Mesia puternic care să restaureze monarhia în Israel. Dar iată că Iisus, prin acest eveniment, vrea să-i încurajeze și vrea să le schimbe, în primul rând, mentalitatea lor greșită. După ce vor muri, vor trebui să-și amintească de aceste momente de pe tabor și să spere în continuare în Iisus. Nu putem înțelege mare lucru din acest eveniment al schimbării la față, iubiți credincioși, dacă nu îl plasăm în contextul său. Iisus se afla la extremitatea nordică a Palestinei, foarte aproape de izvoarele Iordanului. Acolo El i-a întrebat pe ucenici, cine spune lumea că sunt eu? Și apoi l-a întrebat pe Petru, dar tu cine spui că sunt eu? Și a primit un răspuns din partea lui Petru, care este valabil, cred, și pentru, sau în numele celorlalți apostoli. Tu ești Iisus, Fiul lui Dumnezeu. După această proclamare a lui Petru, Iisus vorbește despre el ca fiind Fiul omului și pentru prima oară el le vorbește ucenicilor despre moartea sa. Ucenicii încă erau obișnuiți cu un Iisus care mai face minuni, care mergeau cu ei în stânga, în dreapta, dar nu erau obișnuit cu un Iisus care să le vorbească despre moartea sa, despre pătimirea sa. Și avem și o reacție la uzul acestor cuvinte și ne aducem aminte de acea frază memorabilă a Sfântului Petru. Doamne, așa ceva nu ți se va întâmpla niciodată. Cum? Adică tu să mori, tu să pătimești, să fii răstignit pe cruce și apoi să învii, așa ceva nu ți se va întâmpla. Și ne aducem aminte de răspunsul drastic al lui Iisus pe care l-a spus lui Petru. Pleacă de la mine, Satană! Tu nu înțelegi care este misiunea mea. Misiunea mea este aceea de a trece prin moarte pentru a ajunge la înviere. Iată, crucea și gloria merg mereu împreună. Suferința, trebuie să trecem prin suferință, iubiți credincioși, pentru a ajunge la înviere. Aceasta este logica creștinismului, prin cruce la înviere. Acestea nu pot sta niciodată mereu, nu pot sta niciodată separate, sunt mereu împreună. Și iată că în cadrul acestui eveniment al schimbării la față, întâlnim două personaje ale Vechiului Testament, Moise și Ilie. Moise, ca fiind mijlocitorul legii, iar Ilie, părintele profeților. De fapt, prin aceste două personaje, noi trebuie să vedem faptul că Iisus, în acest eveniment al schimbării la față, și-a luat cu El marturi pentru a garanta acest eveniment. De fapt, toată Scriptura este îndreptată spre Iisus Hristos. Personal, m-am întrebat de mai multe ori și mă întreb și pe dumneavoastră, oare cum este să stai așa aproape de Iisus, să-L vezi strălucind, să-i vezi hainele strălucitoare, hainele imaculate? Dacă și dumneavoastră v-ați pus această întrebare, iată că un răspuns îl avem chiar în Evanghelia din această zi. Iar răspunsul se concretizează prin spusele lui Petru. Doamne,
ce bine ne simțim aici. Dacă vrei, pot face 3 colibe. Nici nu a terminat bine de zis această frază, că Evanghelia ne spune că un nor l-a învăluit, i-a învăluit și s-a auzit glasul Tatălui din cer. Acesta este Fiul meu preiubit, ascultați de El. Societatea noastră propune tot mai mult diferite glasuri de care să ascultăm, numai nu glasul lui Dumnezeu. Propune glasul modei, care ne spune cum să ne îmbrăcăm, să fim cât mai la modă. Propune glasul horoscopului, care ne spune exact, așa spunei, ne spune exact ceea ce ni se va întâmpla. Ne vorbește prin glasul știrilor și așa mai departe. Dar niciodată sau foarte, foarte rar am auzit să vorbească despre glasul lui Dumnezeu. Iată, avem un reper, iubiți credincioși, chiar și în acele momente în care spunem sau am spus, parcă nu mai am de cine să ascult la servici, nu mai am de cine să ascult la școală, nu mai am de cine să ascult părinții, parcă nu aș vrea să-i mai ascult, dar iată, Iisus Hristos trebuie ascultat pentru a primi binecuvântare din partea Lui. Și acest glas al Tatălui, care a răsunat la acest eveniment al schimbării la față, l-am auzit și în prima lectură din Cartea Genezei, atunci când Abraham a ascultat glasul lui Dumnezeu și a plecat din țara lui spre o altă țară, spre o altă destinație. Ieși din țara ta și din neamul tău și din casa tatălui tău și mergi spre țara pe care ți-o voi arăta. Trebuie să interpretăm acest eveniment, iubiți credincioși, mai ales într-o cheie spirituală și să vedem această chemare a Domnului pentru Abraham ca o călătorie spirituală. De fapt, pentru Abraham, această chemare reprezintă o nouă direcție a vieții sale, o schimbare interioară, o căutare a adevăratului Dumnezeu. Abraham a părăsit țara, dar nu pentru că a confundat glasul Domnului cu alte glasuri, cu glasul banului, cu glasul siguranței, cu glasul spiritului de aventură. Nu, el a cunoscut foarte clar glasul care îi vorbea, era glasul Tatălui. Iată, el a crezut și a ascultat și a fost binecuvântat. Și astfel a devenit o binecuvântare pentru copiii săi și pentru întreg neamul omenesc. Vedem în acest episod, iubiți credincioși, dacă putem spune așa, ingredientele binecuvântării lui Dumnezeu, a crede și a asculta. Atunci când credem în Dumnezeu și îl ascultăm, este imposibil să nu primim binecuvântarea Lui. Dragi și iubiți credincioși, în acest timp care a mai rămas până la marele eveniment al învierii lui Iisus Hristos, vă invit să ne pregătim tot mai intens, să aducem o șlefuire, dacă putem spune așa, vieții noastre, să o actualizăm și să vedem ceea ce vrea să ne spună Iisus Hristos. Să fim mereu în prezența Lui, să stăm mereu așa cum au stat discipolii foarte aproape de El și să-L vedem strălucind. El este mereu pentru noi o încurajare, așa cum a fost și pentru discipoli. Să fim conștienți, iubiți credincioși, că fără cruce, fără suferință, nu putem ajunge niciodată să-L vedem pe Iisus strălucind, nu putem niciodată să pregustăm din marele eveniment al învierii. Lăudat să fie Iisus Hristos! Și acum să ne mărturisim credința
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agreit prin proroci, cred într-una catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, așteptând învierea morților, cu ce va veni. Fraților prea iubiți, pentru a-i pregăti pe ucenici să înfrunte cu tărie toate greutățile și suferințele pe care aveau să le întâmpine în urmarea Lui, Iisus le-a arătat pentru câteva clipe strălucirea sa dumnezească. Să-L rugăm pe Fiul lui Dumnezeu să întărească în noi lumina credinței, prin care, dincolo de vălul celor materiale, să vedem frumusețea sa, izvor de nespusă fericire. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul preaiubit al Tatălui, fă ca în viața Bisericii să strălucească frumusețea chipului Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca prin artă și tehnică să fie recunoscută și preamărită înțelepciunea lui Dumnezeu. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-i pe oamenii de știință, pentru ca de la cunoașterea lucrurilor create să ajungă la cunoașterea Creatorului. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește-i cu speranța răsplății veșnice pe cei aflați în suferință. Te rugăm, ascultă-ne! Alină-i pe muribunzi cu bucuria că în curând vor fi primiți în lumina împărăției tale veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne și nouă fericirea de a vedea strălucirea ta dumnezeiască. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule Părinte Ceresc, Tu ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul Tău prea iubit. Întărește credința în inimile noastre, pentru că, lăsându-ne călăuziți de ea, să ajungem în strălucirea împărăției Tale, prin Hristos Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă să ne spele de păcate și să sfințească trupurile și sufletele credincioșilor Tăi, pregătindu-le pentru celebrarea sărbătorilor pascale prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Eu, după ce le-a prezis ucenicilor propria sa moarte, le-a descoperit pe muntele cel sfânt strălucirea sa dumnezeiască, arătându-le astfel din lege și profeți, că numai prin suferință avea să ajungă la biruința învierii. De aceea, împreună cu puterile cerești, preamărim și noi de pe pământ maestatea ta, cântând fără încetare.
sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuplețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta, împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împăcarea ta, precum în cer, așa și pe pământ.
pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. După ce am luat parte, Doamne, la tainele măririi Tale, voim să-ți aducem mulțumire pentru că încă de pe pământ ne faci părtași de bunurile cerești, prin Hristos Domnul nostru. Vă rețin atenția cu câteva anunțuri. Colecta din această duminică a fost pentru Caritas, programul servicii de îngrijire la domiciliu. Joi, 16 martie, ora 19, tinerii organizează o oră de adorație aici, în catedrală. Vă invităm în fiecare miercuri, vineri și duminică, la ora 17:30, să parcurgem împreună Calea Sfintei Cruci, devoțiunea specifică postului mare. De asemenea, vă reamintim că în fiecare miercuri și vineri seară, în cadrul Sfintei Liturghii, au loc predici speciale cu tema De la păcat la mântuire prin jertfa crucii, ținute de Părintele Iosif Antili. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, în același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povăzuiește-mă și ocărmuiește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este numele Domnului. Binecuvântează-i, Doamne, pe credincioșii Tăi cu binecuvântarea veșnică și ajută-i ca în așa fel să îmbrățișezi Evanghelia Fiului Tău unul născut, încât să suspine mereu după acea mărire pe care ai dezvăluit-o apostolilor la schimbarea la față și să poată ajunge cu bine la ea prin Hristos Domnul nostru. Și pe voi toți să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace.